Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi vreau să vă arăt ce am mai făcut. Aici albinuții li vin la apă. Totodată voi testa și un pic sunetul. Bate vântul aici, e destul de răcoare. Nu prea avem ce vedea la stupi. Da, albinuți li vin aici la apă. Ce vreau să vă arăt ceva în plus este că am făcut acest suport cu aceste borcane. Iată, așa arată el. Când s-o încălzi vremea mai bine, o să vină albinuțele mai bine aici. Aici la capace. Ele vin la apă. Unele au descoperit, dar nu știu exact unde și cum. Să mergem pe partea cealaltă. Păcat că bate vântul. Iată cum vin albinuțile acolo de dedesubt la capace. Capacile au găuri. Eu aceste borcane le-am folosit pentru... Acum vreo 2 ani am dat sirop cu aceste borcane în stup. Nu mai folosesc acea metodă și atunci am decis să dau așa, un adăpător. Avantajul ar fi că putem să dăm mai multe lucruri, adică putem să punem în anumite borcane apă cu sare, în unele apă simplă, în altele putem să punem un pic de zahăr. Și tot așa, dăm cam ce dorim noi să dăm la albinuțe. Iată. Așa. O să se învețe ele, e greu până vin câteva. Ia să vedem și aici. Încep să ia acea lichid. Foarte, foarte frumos. Se vor învăța ele aici și o să fie mai ușor. Iată și aici o albinuță. Deci cam asta e. Ce mai trebuie să zic eu este că am tăiat cu un pendular aceste găuri. Trebuie dat în așa fel gaura încât să intre borcanul cu capac cu tot să se ducă în partea de jos. Să intre borcanul el. Să nu stea numai deasupra. Și încet, încet vor veni la apă. Acum se ține vremea și la mine aici e mai cald așa. Și dacă treaba merge bine la acest tip de adăpător, mai facem un suport din ăsta. Bun, cam atât am vrut. De fapt, am vrut să vă arăt suportul, cei care vor să facă. E avantajos, mai ales dacă plecați undeva pe timp îndelungat, el nu se evaporă, nu se contaminează apa în acest fel. Poate să plouă, poate să facă orice. Bun, până data viitoare, numai bine!